Anul acesta s-au înregistrat 28 de dispariții la nivelul județului Mureș. Potrivit datelor furnizate de IPJ Mureș, majoritatea minorilor sunt adolescenți de peste 14 ani și pleacă voluntar de acasă sau din centre de plasament. Din nefericire, nu toți au fost găsiți în viață de oamenii legii. Reamintim cazul cutremurător din luna ianuarie acestui an, când doi minori din Sighișoara au fost găsiți înecați în râul Trnava Mare, după ce au fost căutați timp de 2 luni. Un alt tânăr de 18 ani care a dispărut de acasă a fost găsit înecat în canalul turbinei râului Mureș din Târgu Mureș. Un alt caz de dispariție a fost cel al unei minore de 14 ani care și-a adus părinții în pragul disperării pentru un băiat pe care l-a cunoscut pe o rețea de socializare. Adolescenta a dispărut 5 zile de acasă, timp în care era în vizită la un tânăr de 17 ani din Turda, pe care l-a cunoscut în mediul virtual. Toți copiii au fost găsiți, chiar și acei doi copilași dispăruți în Sighișoara. Chiar dacă au fost găsiți decedați, dar au fost găsiți. Cum se poate soluționa acest lucru, să nu mai plece, să nu mai dispară? Da, e o întrebare foarte bună. Acum, poate că cel mai bun cuvânt nu este a soluționa, cât a încerca să prevenim fuga de acasă a copilor, deoarece 94% dintre copii care sunt declarați dispăruți, practic aleg să plece de acasă sau din mediile de ocrotire, și aici mă refer la casele de tip familial ale direcțiilor de protecție a copilului. Noi încercăm să atragem atenția asupra cauzelor pentru care copiii au această decizie, atât adulților, părinților, cadrelor didactice din școli, persoanelor, aparținătorilor, dacă este să ne referim la copiii care sunt singuri acasă sau au rămas în grija bunicilor. Polițiștii atrag atenția că neglijența părinților este principala cauza acestor dispariții de minori, care sunt, de fapt, plecări voluntare de la domiciliu. Organizațiile non-guvernamentale atrag și ele atenția că neglijarea copiilor de către părinți, nealocarea unui timp zilnic pentru a vorbi cu copiii, constrângerile pe care copiii le simt din partea părinților în ceea ce privește performanța școlară, sunt factori care pot duce la plecarea voluntară a minorilor de acasă. Pentru noi, cei mai norocoși, care trăim într-un județ în care aproape toți copiii dispăruți au fost găsiți, mai ales în ultimii ani, este un moment să ne gândim la motivele pentru care dispar copiii, motivele pentru care ei pleacă de acasă, fiindcă peste 90% dintre dispariții sunt de fapt plecări voluntare de acasă sau din centrele de plasament. Situația este aceeași și în județul Mureș, chiar dacă, spre exemplu, în acest an și în anul trecut toți copiii care au dispărut au fost găsiți, totuși, atunci când ei revin în familie, ne spun că pleacă fiindcă nu se simt apreciați, nu se simt iubiți, nu simt că locul lor este acolo, că cineva le acordă importanță la întâlnirile pe care le avem cu ei. Ne spun că părinții stau foarte mult la serviciu, că nu îi ascultă, că vorbesc foarte mult la telefon. În județul Mureș, în anul 2014, au fost semnalate 48 de dispariții de minori, majoritatea cu vârste de peste 14 ani. Din anul 1983, ziua de 25 mai este dedicată copiilor dispăruți, iar la nivel mondial sunt organizate acțiuni care au scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la problematica copiilor declarați dispăruți în întreaga lume.